Sihor Ghibu, situat aici în centrul orașului Chișinău, este un loc al culturii elitiste, al culturii cu literă mare, cu majusculă, pentru că a găzduit an de an, sunt decenii, iată 30 de ani, împliniți în 2021, de activitate neîntreruptă aceste instituții importante, a găzduit numeroase evenimente de cultură. Lângă faptul că reprezintă un sanctuar de înțelepciune, un sanctuar al cărții românești, al cărții produse de autori români, de o parte și alta Brutului, de scritori români din diaspora, biblioteca găzduiește și multă literatură universală, traduceri din mari autori ai lumii, din toate epocele, dar spuneam că a fost și locul de desfășurare a numeroase evenimente culturale. Este, cred eu, face parte chiar din filozofia acestei instituții, dintr-un fel de cod de funcționare al ei, să adune oameni, să adune cititori, să adune oameni de cultură, să adune iubitori ai cărții în jurul unor fapte de cultură remarcabile. Dacă se vorbesc de mine, sau de revista Contrafurt pe care o reprezint, sau de Pen Club Moldova, noi am avut aici, am găsit mereu niște gazde foarte primitoare, generoase, și am organizat lansări de carte. Îmi permit să spun aici, pe măsuță, sunt pe măsuța de lângă mine, sunt două cărți pe care le-am editat în diferiți ani, Frica de diferență, în 91, apărută la editura Fundației Culturale Române, o carte pentru care am obținut premiul pentru eseu al unui scriitorilor din România, și un alt volum, Scribul în grădina fermecată, apărut în 2014 la editura Arc din Chișinău. Aceste cărți au fost lansate aici, la biblioteca Unii Sihor Ghibu. Când am organizat lansarea acestei cărți, Frica de diferență, l-am avut între alții ca invitat și vorbitor pe domnul Dorin Tudoran, pe poetul Dorin Tudoran. Pe atunci domnia sa se afla la Chișinău, conducea un birou al unei fundații americane pentru sisteme electorale, dar rămânea același om de cultură, profund implicat în evoluția literaturii române, dar și în treburile cetății. Dorin Tudoran, în perioada aceea, a avut o spectaculoasă activitate publicistică în presa de pe ambele maluri ale Prutului și mi-a făcut mare plăcere să-l invit, și dânsul a acceptat să participe la lansare și chiar să-mi scrie aici, pe coperta a patra, o prezentare, o scurtă prezentare a cărții. Am avut, aduc aminte, acum evenimente pe care le-am organizat noi, revista Contrafort, împreună cu Institutul Polonez de la București, foarte implicat pe atunci în activități culturale și în Republica Moldova. Cumva Basarabia făcea parte și din area de activitate a Institutului Polonez de la București. Și au venit atunci mulți scriitori. Mi-amintesc că aș da niște nume. Bunoară Andrzej Stasiuk, cunoscut prozator polonez, care a și câștigat premiul Nike pentru cea mai bună carte a anului, cu un volum intitulat Călătorie spre Babadac. Babadac, o localitate din România, întâmplător e un poligon militar acolo, însă Andrzej Stasiuk i-a plăcut foarte mult România în sine, peisajele, oamenii, și în acea carte vorbește despre călătoriile sale în România, dar și în alte țări din Estul Europei, din Balcani și inclusiv aici, pe partea asta a Prutului, în Republica Moldova. A fost Iulia Andruhovici, care, cunoscutul scriitor ucrainean, născut la Ivano-Frankovsk, un autor pro-occidental și prozator și eseist remarcabil și critic literar de mare valoare. Ei atunci călătoreau împreună, Iulia Andruhovici și Andrzej Stasiuk. Aș mai cita aici, l-aș cita și pe Pavel Markovski, un eseist polonez, pe care tot aici, la Unii Sihor Ghibu, l-am lansat. Mi-amintesc mai recent acum întâlnirea formidabilă pe care am avut-o cu scriitorul român Norman Manea, exilat, locuiește la New York de mulți ani,
Norman Mannea, unul din candidații perpetui la premiul Nobel din partea României, literaturii române. Se întâmpla, cred că în 2016, dacă mi-aduc bine aminte, el venea pentru prima dată după o lungă perioadă de absență aici în Republica Moldova, în Basarabia, și am avut cu el o întâlnire chiar aici în spațiul Bibliotecii Onisifor Ghibu, cu lume multă, prezentându-i cărțile, cărți și de proză și de eseu, cărți de publicistică, cărți de dialoguri. Aș aminti de asemenea o întâlnire frumoasă pe care am avut-o mai mulți ani în urmă. Eu trec așa în zigzag de la ani diferiți, după cum îmi amintesc, după cum îmi servește memoria aceste evenimente. O întâlnire cu doi scriitori obzeciști de la București, Ioan Bogdan Lefter și Gheorghe Crăciun, regretatul Gheorghe Crăciun între timp, doi prieteni ai noștri foarte buni, autori remarcabili, teoreticieni, literari și prozatori și eseiști. Aici am avut acea întâlnire, mi-aduc aminte, și cu mult public tânăr interesat de aceste personalități. O lansare de carte tot legată de Polonia și de România a fost cea a scriitorului, a autorului, că nu este neapărat scriitor cu patalama, Bogumil Luft, din Polonia. Dânsul era pe atunci ambasador în Republica Moldova, din partea Republicii Poloneze, și își lansa cartea Românii în goană după Happy End, o carte de memorialistică, așa poate fi ea calificată mai degrabă, în care, apărută la editura Polirom, în care domnia sa vorbește despre interferența istorică acestor două națiuni, română și poloneză, evocă fapte din trecut, inclusiv alianța polono-română interbelică din preajma celui de-al doilea război mondial, atunci când România a permis unui număr foarte numeros de refugiați polonezi să intre în țară, să-și găsească un refugiu pe teritoriul său. Asta se întâmpla în 1939, atunci când Polonia fusese invadată de Uniunea Sovietică și de Germania hitleristă și, practic, dispăruse de pe hartă, ca țară, ca stat. Iată, atunci România avea un tratat de prietenie și alianță militară cu Polonia și a fost o țară care i-a primit pe foarte mulți refugiați polonezi, inclusiv șefi ai armatei poloneze, miniștri, membri ai guvernului de la Varșovia, aristocrați, nobili polonezi. Mulți dintre ei, după aceea, dintre acești refugiați, mai ales oameni mai înstăriți, s-au deplasat la Constanța și de acolo au plecat cu nave, cu vapoare, s-au refugiat undeva în vestul Europei. Dar a fost, iată, o țară de refugiu, o țară de tranzit, o țară primitoare pentru polonezi. Și spune Bogumil Luft în cartea sa că așa s-a întâmplat, că până la urmă întâlnirile astea istorice dintre români și polonezi au favorizat și o anumită întâlnire de dragoste dintre părinții lui și părinții soției sale, Ana Maria Luft, care este româncă, născută în România, dar cu rădăcini, cu niște istorie amestecate româno-poloneze. E o acoladă foarte frumoasă pe care o face Bogumil Luft în acea carte, pentru că pornind de la istoria mare, istoria secolului 20, contactele, interferențele culturale dintre români și polonezi, vine încet, încet, pas cu pas, spre final, spre istoria propriei sale familiei, care reprezintă în mic, așa, luat, decupat, un model, un exemplu al acestei prietenii româno-polone. Au fost multe evenimente și noi ne-am simțit mereu bine primiți, bine găzduiți, într-o atmosferă extrem de tonică aici la Biblioteca Onisifor Ghibu. După cum puteți vedea și dumneavoastră, sper filmul, acest film să vă facă o mică excursie aici prin sălile Bibliotecii Ghibu. Este un loc foarte bine amenajat, foarte confortabil și care predispune la diverse întâlniri.
care pot dura la nesfârșit, adică dacă ar fi după gustul și posibilitatea organizatorilor și ale invitaților. Am lansat multe numere ale revistei Contrafort aici la Biblioteca Onisifor Ghibu și sperăm și de acum încolo să avem aici la bibliotecă un loc primitor și, eu știu, un loc care să ne lase amintiri plăcute. Un centru de generare de evenimente de mare răsunet și de mare amplitudă culturală.